How can you can be yourself and still be in a relationship with a partner? Cum poți să fii tu însuși și să fii într-o relație cu un partener? Because the intimacy that is created. Pentru că intimitatea care se creează. You are very vulnerable. Ești în intimitatea asta, ești foarte vulnerabil. And you get triggered really bad. Și poți să declanșezi niște chestii foarte rele. And I feel you need extra attention or awareness or effort, let's say, to not get in the game. Și simt că ai nevoie să ai atenție extra ca să nu intri în jocul ăsta, sau energie în plus. I wouldn't call it effort. So effort. Nu i-aș spune efort. It might look like effort if you think about it. Poate să pară ca efort dacă te uiți la el. But what you said before, you need attention. Dar ceea ce ai spus inițial este atenție. And a kind of alertness. Și o anumită vigilență. To not go into that story. Ca să nu intri în poveste. Yes, I agree. Sunt de acord. It's like we all had somehow the experience that we burned our hand on the something hot. Toți am avut experiența în care ne-am ars mâna de ceva fierbinte. And the experience was painful. Și experiența a fost dureroasă. But also we could learn to not do it again. Dar am putut să învățăm să nu mai facem din nou. So and relationships are really good for learning that. Și relațiile sunt foarte bune pentru a învăța exact lucrul ăsta. Especially intimate relationships. În mod special relațiile intime. And it's a dance. Și e vorba de un dans. Because we want to be very close. Pentru că vrem să fim foarte apropiați. We want to be in passion and in beautiful meeting. Vrem să avem pasiune și să avem o întâlnire frumoasă. But we also have to take care of our needs. Dar trebuie să avem nevoie și de nevoile noastre. And also the needs of the partner. Și de nevoile partenerului. So that's really a dance. Și chiar e un dans. And nobody taught us how to relate. Și nimeni nu ne-a învățat cum să relaționăm. We don't learn it in the kindergarten. Nu învățăm la grădiniță. Not in the school. Nici la școală. Not in the university. Nici la universitate. We have no teachers. Nu avem niciun învățător. Suddenly we are in love with somebody. Dintr-o dată ne-am îndrăgostit de cineva. And now we are supposed to know how to have a good relationship. Și ar trebui să știu cum să avem o relație bună. So, yeah, it's a dance. Deci e un dans. And we can learn a lot in relationships. Și putem să învățăm foarte multe din asta. But the most important, dar cel mai important lucru, is to make our peace or our happiness not dependent from the relationship. Să facem ca pacea noastră să nu depindă de relație. So that comes now to your question, how to be yourself in a relationship. Și ne întoarcem la întrebarea ta, cum să fii tu însuți într-o relație. If we use the relationship to make us happy or to fulfill us. Dacă folosim relația ca să ne împlinească sau să ne facă fericiți. Then we nearly don't have any chance to be really happy. Atunci nu avem aproape nicio șansă să fim într-adevăr fericiți. So it's very important to know who I am. E foarte important să știu cine sunt. And to respect it all the time. Și să respect lucrul ăsta tot timpul. And then, of course, relationships need a kind of compromise. Și, bineînțeles, relațiile au nevoie de un anumit compromis. It needs some time that we do things we prefer not to do. Au nevoie câteodată să
e nevoie câteodată să se facă lucruri pe care am preferat să nu le facem. I don't know if that has answered your question. Nu știu dacă ți-a răspuns la întrebare. Mainly. Principal. And I recognized the pattern that she was talking about her friend projecting her own issues. Am recunoscut tiparul despre care vorbea ea, despre prietena care își proiectează propriile probleme asupra celuilalt. And I get that a lot in my previous relationship. Și eu am avut parte de lucrul acesta destul de mult în relația mea anterioară cu partenerul. And it created a massive confusion. Și a creat o confuzie masivă. Because at a certain point, la un anumit punct, you cannot distinguish your own reality than what it is projected. La un anumit punct nu mai reușești să distingi care e realitatea ta și ce e proiectat pe tine. Yeah, înțeleg asta. So I have been there quite often. Am fost acolo destul de des. So the question was, how can I still be myself with all the projection? And maybe I made some projection as well. Întrebarea este cum pot să fiu eu cu toate aceste proiecții și poate și eu am făcut anumite proiecții la rândul meu. When we are in intimate relationships, când suntem într-o relație intimă, it's important again and again to really investigate if I want to stay together with the person. E important să investigăm din nou și din nou dacă într-adevăr vreau să stau cu această persoană. There's a yes. Și dacă este un da acolo, then we can be in conversation. Atunci putem să avem o conversație. And speak about what we feel. Și să vorbim despre ce simțim. What we think we need. Despre ce credem că avem nevoie. And we can figure out if we can provide that. Și putem să ne dăm seama dacă putem să oferim acel lucru. And if we find out that most of our needs cannot be met. Și dacă ne dăm seama că majoritatea nevoilor noastre nu pot fi întâlnite, then it looks like that this person is not the right one. Atunci arată ca și cum acea persoană nu e cea potrivită. So projections are happening all the time. Proiecțiile se întâmplă tot timpul. We cannot be without projection. Nu putem exista fără proiecții. But we can be aware of them. Dar putem să fim conștienți de ele. And that is the difference. Și asta e marea diferență. When we are not aware of them, când nu suntem conștienți de ele, they run automatically. Ele se desfășoară în mod automat.
So, being yourself. Să fii tu însuți. You asked, how can I be myself? Ai întrebat, cum pot să fiu eu însumi? What exactly do you mean with that question? Ce vrei să spui cu această întrebare? Exact. I want to mean that it's being created a lot of confusion. Vreau să spun că s-a creat foarte multă confuzie. And that means perhaps I don't know exactly who I am. Și asta poate să însemne poate că nu știu exact cine sunt. And getting in the game. Și a intra în acel joc. Sometimes you believe, oh, this is me, but no, this is me, but no. Wait, maybe he's right, maybe I'm right, so. Și intrând în joc, nu știi, oh, asta sunt eu, nu. Poate nu sunt eu. Oh, poate am dreptate, nu, poate el are dreptate. Okay. So, then would be the best to find out right now who you are. Poate că ar fi bine să îți dai seama exact acum cine ești. Because right now you are here. Pentru că acum ești aici. And then we could find out who you are. Și așa putem să aflăm cine ești. So, are you willing to explore that? Ești, ai, vrei să explorezi lucrul acesta? Okay. So now you are here, yeah? Acum ești aici. Great. Super. And also here is something what you are not, no? Și aici este și ceva ceea ce tu nu ești. Do you agree? Ești de acord? Yes. Exploration of who you are. Pentru această explorare a ceea ce ești tu. Then it would be good to know what you are not. E bine să știi ceea ce nu ești. Because then there you don't have to look anymore. Pentru că urmă nu trebuie să te mai uiți pe acolo. You understand what I say? Înțelegi ce vreau să spun? So what is here? Ce este aici? Yeah, sensations. Aici sunt senzații. Ah, is that what you are, any of these sensations? Tu ești vreuna dintre aceste senzații? So sensations is what you see. Senzațiile sunt ce vezi. Or what you hear. Ce auzi. Or smell. Ce miroși. Or taste. Sau gust. Or touch. Sau atingi. Well, I cannot see my back, so... Nu pot să-mi văd spatele. I don't take it as something that... It's me. It's a function. Yes. Prin urmare, nu iau ca și cum ar fi eu, e doar o funcție. It's a flower? You? Această floare ești tu? No. No. This is you? Asta no. Ești tu? No. The thoughts is you? Gândurile? They better not be me. Mai bine să nu fie. Say it again, please. They better not be myself. Yes. They are not yourself, huh? No, yes, and because there are some thoughts, I like it, I don't like it. Există niște gânduri de genul, îmi place, nu-mi place. And they are not yours to be. Și că îmi pleacă, tu ești tot aici. Yes, I understand, but the difficulty is... Dar dificultatea este... Now we have a space and a time and, yes. You know, we can afford to do that. Yes. Acum avem un spațiu, un timp în care ne permite să facem asta. That's the reason why we do it. Yeah. De asta facem. But when you are there with a partner, dar când ești acolo cu partenerul, sometimes you get so caught up. Câteodată ești atât de prins in the dynamic, you know, that you cannot afford to say, okay, listen, I'm not. What you think you are, no, what you think I am, this is just your projection, and sometimes it's a bit
difficult to take the pause, to be aware. Și când ești cu partenerul, e un pic cam dificil să zici, stai, stai un pic, că eu nu sunt ce crezi tu că sunt, eu nu sunt proiectele tale, și e dificil să faci acea pauză. Yes, I fully understand. Înțeleg în totalitate. So, what can we do? That's the past, huh? Ce putem să facem? Asta e trecutul. So, trecut. We cannot change it. Nu putem să schimbăm asta. We only can look fresh from here now. Putem să ne uităm doar de aici. So here now you can know who you are. Acum și aici poți să știi cine ești. And when you know that you are not the thoughts. Și când știi că nu ești gândurile. And not the feelings. Și nu senzațiile. And not the sensations. Și nici nici sentimentele. Then you just can have now a look what remains. Poți să te uiți ce rămâne. When the attention is not on the feelings or thoughts or sensations. Când atenția nu se duce către senzații, către sentimente și către gânduri. What do you find? Ce găsești acolo? Stillness. Something that is just liniște. Ceva care este doar. It's very solid, huh? So, yeah. Yes. E foarte solid, nu? Because it stays the same. Eh? Pentru că rămâne la fel. So that's who you are. Eh? Asta ești tu. It's very quiet. Eh? E foarte liniștit, foarte tăcut. I understand your difficulties. Înțeleg dificultățile tale. But rest here a little bit. Dar stai un pic aici. Just know this is who you are. Și știi că asta ești tu. All the rest is projection. Restul, totul este doar o proiecție. And the whole thing is a projection. Eh? Totul este o proiecție. So it's not about telling your partner that this is a projection. Asta nu înseamnă că trebuie să spui partenerului că totul e o proiecție. It's to know for yourself. Ci este ca tu să știi lucrul acesta. And to know for yourself if you want to stay with him or not. Și să știi pentru tine dacă vrei să stai cu el sau nu. It's fresh again and again. Și asta e proaspăt din nou și din nou și din nou. It's clear we cannot change the past. Nu putem să schimbăm trecutul, e clar, nu? And also we cannot create the future. Și nu putem crea viitorul. Just can again look from here now. Uită-te doar aici acum. I understand what you say. Înțeleg ce spui. I'm nearly 60 years old and I have a lot of relationships. Am aproape 60 de ani și am avut atâtea relații. I know. Așa că știu. What helped me? Și ce m-a ajutat pe mine? Is to work on my childhood trauma. Este să a fost să lucrez pe traumele mele din copilărie. To notice who I am. Să observ cine sunt. And to investigate if I want to really live together with this person. Și să investighez dacă într-adevăr vreau să trăiesc cu această persoană sau nu. And this investigation is happening every day. Și această investigare se întâmplă în fiecare zi. It's not because we once said, okay, we marry, now we are together till we die. Nu e pentru că ne-am căsătorit și am zis, gata, de acum înainte să fim împreună până la moarte. Fresh investigation. De fiecare dată e o investigare nouă. And when I notice, oh yeah, this is the woman I want to be together. Și când observ, oh, da, asta e femeia cu care vreau să fiu. It fulfills me with joy. Mă umple de bucurie.
notice, no, I cannot be together with this person anymore. Și dacă observ, nu, nu mai pot să fiu cu această persoană. I have to talk it. Trebuie să spun. And if there are difficult, and if I'm not sure, și dacă nu sunt sigur, I have to also talk it. Eh? Trebuie din nou să vorbesc despre asta. And it might be challenging for all of us. Și poate să fie provocator pentru noi toți. But at least it is true. Dar cel puțin este adevărul. I'm honest to myself. Și sunt cinstit cu mine. And to my partner. Și cu partenerul meu. But mostly we don't want to meet that. Eh? Dar prea vrem să ne întâlnim cu lucrul ăsta. But I tell you, it sounds now like, oh, it's very difficult. No, we already broke up, so. Okay. Poate okay. Să pară foarte dificil, nu, deja ne-am despărțit, deci nu e cazul. I'm sure the next one will come. Să sigur că o să apară următorul. Yeah. I just don't want to continue the same pattern. I really want to learn from the previous experience. Yes, beautiful. Nu vreau să continui în același tip, dar aș vrea să învăț din experiența anterioară. Foarte frumos. And in the same time, I don't want to separate from relationships. Și în același timp, nu vreau să mă separ de relații. Just because I want to be myself, and that means being single. Pentru că vreau să fiu eu însumi și asta înseamnă să fiu singur. Being yourself doesn't mean to be single. A fi tu însuți nu înseamnă să fii singur. It's a bit more easy. E mai ușor, nu? Don't get too provocated or triggered. Dacă nu vrei să fii provocat sau dacă nu vrei să fii declanșat. But only for a short time. Yeah. Doar pentru un timp scurt. Because also it can trigger if you are not with somebody. Pentru că poți să fii declanșat și dacă nu ești cu cineva. So, I know what you say. Dar știu ce spui. And it's beautiful to be in relationship, e super să fii într-o relație. To have closeness. Să ai apropiere. Sex. Și sex. And maybe to have plans together. Și poate să faceți planuri împreună. But the most important is to know that this relationship cannot make you happy. Dar cel mai important lucru este să știi că această relație nu te poate face fericită. Whatever relationship it is. Nicio relație nu te poate face fericită. What can make you happy is to know who you are. Ce te poate fericită este doar să știi cine ești. Which is that? What is always here. Și acest lucru este ceea ce e tot timpul aici. And in that knowing you can meet many people. Și în această cunoaștere poți să întâlnești mulți. Don't have any choice actually. Nu avem nicio alegere. You fall in love. Ne îndrăgostim. You don't decide for that. Nu decidem. It just happens. Ce doar se întâmplă. We cannot do it with our willpower to fall in love. Nu putem să forțăm lucrurile astea cu voință, să ne îndrăgostim pe baza voinței. Se întâmplă ca toate lucrurile din viață. We could say the movie of life is already written. Am putea spune că filmul vieții e deja scris. And we meet whom we have to meet. Și întâlnim pe cine trebuie să întâlnim. Not be different. Nu poate fi altfel.